Ce chișet e ăsta? Ok. Ce um, hmm. Ce naiba? What the fuck? <laughs> ok. <fif> 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 okay. <fif> Salutare tuturor, sunt Rafael și bine m-am găsit la un nou mod showcase. Iar înainte să începem, ca de obicei vreau să vă reabitesc. Uite, oaia în spatele meu. Ce vrei, oaia? Vre vrei și tu în intro? Ok. Vreau să vă reamintesc foarte rapid să... Nu, bă, nu lăsa mă, capul jos. Așa. Să nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria asta și vreți și mai multe episoade. Suportul care l-ați acordat acestei serii este uimitor. Adică am început să strângem... De destul de multe like-uri. În ideea că strângem nu destul de multe, mii de like-uri chiar la moduri. Așa că vreau să vă mulțumesc tuturor celor care dați like în general. Și pentru că vă place, Uh, de fapt pentru că vreau să vă fac pe plac am ales să facem de acum acolo moduri mari, moduri mai serioase chiar dacă au fost și câteva persoane care spuneau dar Rafael fă moduri mici, nu știu ce o să mai fie și moduri mici, dar în mare parte moduri mari care sunt așa mai interesante cum zic eu hai să le sunt modul ăsta se numește Star Miner Mod uh, un mod interesant în primul rând și avem chestia asta și da, chiar desfac avem asta care e ce o nici stea? Stea, stea. Hmm. Uh, hai să vedem cum se comportă steaua asta. Deci odată ce urcăm pe stea și ne plimbăm noi așa puțin, o putem observa că... uuu! Uh, bam, 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 badabing, badabum, Se schimbă gravitația. Da? Deci pe fiecare parte a stelei schimbă gravitația. Interesant, nu? Foarte interesant. Uh, ok, o să, o să spuneți, ok, uh, bun, și altceva? <laughs> uh, stelele astea se spanează random, adică la întâmplare prin, uh, prin lume. Odată ce ai plecat de peste a, da, revii la forma normală, uh, care e faza cu stelele astea? Ele conțin în interior o surpriză. <laughs> deci, uh, hai să vedem. În primul și în primul rând, se spawnează random după cum am bine am spus. Ce mai putem să spunem noi despre ele? Da, am din aur, că în interior conțin ele ceva frumoșel. Haideți să vedem. Mărimea uh. 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 unei stele uh. variază. Nu toate sunt la fel. Uh. Avem destul de multe minereuri aici. Vedem și diamond. Nu au toate diamond sau toate minereuri. Adică nu sunt exacte. Uh. Minereurile se... Se schimba. Deci, da, noi acum avem o stea destul de mare, o stea încăpătoare, altele e pur și simplu chestia din mijloc și peretele lângă. Da? Practic, asta e inte. Stai, pe unde ne-am venit, bă? bă? Mă încurc. Pe unde ne-am venit? Ok. Era o gaură în tavan. Nu contează, cam asta e mijlocul stelei. Nucleul ei da bun în primul rând vedem că avem minerul ăsta care probabil o să le iei dacă joci în survival și aici vedem și chestia asta. În primul rând are mai multe straturi vedem outer da? stratul de exterior star core. Uh, okay. După care avem inner star core stratul de interior spargem de două ori și găsim. Gravity core, interior, nucleu, tot ce vrei tu, mă băiatule. <laughs> Sau fat. Fato. Uite, ăsta mi um, care e faza cu... hopa, um, mai am ceva în inventar, astea așa. asta. Star uh, cu gravity core-ul ăsta, pardon. Bun. Avem aici gravity core-ul, da? Și ne putem uita foarte atent și foarte ușor la setările acestuia. El are două setări. Star radius și gravity radius. Uh, prima setare reprezintă suprafața stelei, iar a doua suprafața uh, gravitației. Mai bine spus, aria, adică cât de mult să meargă gravitația. Hai să ne gândim că asta este steaua, da? Și noi în momentul ăsta ne aflăm în stea. Uh, dacă mărim asta de aici, uh, gravitația o să meargă și mai departe, da? O să fie în jurul ei, adică dacă noi suntem aici, o să fim afectați de gravitație. Dar o putem mări până la al doilea strat, de exemplu. Înțelegeți? dacă suntem aici încă afectează gravitația, cam așa funcționează, adică o poți mări, o să vedem mai încolo care e toată chestia, aceste trei iteme le poți obține, da, spărgând, găsind o stea și spărgând totul din interior sau se pot și crafta, care o să vă arăt eu imediat, da, hai să ieșim din stea, nu știu pe unde o să ies mai exact acum, dar nu pe unde trebuia, o s fac făcut noapte, U, suntem, suntem în afară, hop. <laughs> Ok? Chestia interesantă asta să încerc eu ceva interesant. să sare așa... Te întoarce ciudat, pentru că dacă sari pe un colț, este... Dacă sari pe un colț, te întoarce ciudat. Vreau să încerc. Uh, uh. Bine, m-aș la ceva mai bun. Cred că chestia funcționează la stele mai mici. Încercați în să nu asta mai mică, asta e mare. Când sari pe un colț, știți că sunt două suprafețe și te întoarce așa ciudat. Mă rog, haide să vedem... Uh, Bă. <laughs> ok, oulul se spawnează creeper și chestii, avem noi aici chesturile, um, hai să vedem, deci, uh, hai să aruncăm chestiile astea și avem așa, gravity core, uh, vă arăt cum se craftează, e, se craftează cu un outer star core și un inner star core, care e outer star core cu uh, pământ, sandstone, sand, oaie, sand. de ce îmi strici tu momentul, uh, vede v vedeți, vă vedeți, nu trebuie să mai stau să vă explic, Asta cu geam obsidian și block of iron. Uh, da, asta v-am arătat. Navigatorul asta e un fel de torță. Nu, e doar estetic. Și vine să strănut. Ce vrei, oai Vrei și tu? să te prezint și tu modul? Sau ce? Sui tu, bă bine. Uh, Men bazuca. Asta o să vă arate imediat ce face și cum se craftează. Vedeți aici foarte bine. Uh, solar Wind Fan. Bă, nu prea știu ce face chestia asta, sincer, n-am reușit să-i dau de cap. Um, sincer să fiu, um, modul ăsta, am uitat să precizez la început, e făcută niște coreeni japonezi, ce n-ai vor fi, și site-ul modului e în japoneză și n-am înțeles foarte bine ce fac itemele. Deci, la unele iteme nu o să aveți o prezentare așa amplă, dar, n-am na, ce să fac, pentru că nu știu, este un mod nou, e în alfa. Uh, chestia asta trebuie să o prezint la început, dar am uitat. Asta chiar nu știu ce face. Uh, avem și noi este aici, Gravity Controller, Gravity Wall, asta trebuie să vi le arăt cum funcționează. Uh, Gravity Wall, vedeți cum se face. Controllerul și Star Controller. Bun. Ok, haideți să vă prezint ce face uh, Gravity Wall-ul, ca să vă faceți voi așa o idee. A trebuit să scot shader pentru că nu prea se vede itemul. ul uh, deci, când calci pe el, practic se schimbă gravitația. Da? Bună oaie! <laughs> ok. Și pot să mergi pe chestiile astea, ok? Aici o să mă arunce pe mine. Dar vreau să vă faceți așa o idee, da? Deci, wow! Uh! <laughs> ok, m-a aruncat. Hai să vedem dacă mă pun eu așa. Vă dați un ce... ce... Uh, de de parcur poți face, Adica, nu știu, mi se, mi se pare că e o nebunie. Cum asta cu capul în jos? Sunt un liliac, cum zicea Marius. Sau <laughs> o capul în jos, bună. <laughs> ok. văd uh, vă -ți să ce parcur poți să faci chestia asta și, mamă, întorci un player de... Să întoarce capul în toate direcțiile. Bun, uh, hai să vedem ce cap picu. Uh, hai să întoarcem înapoi la steaua noastră. Care nu stiu unde e. A, ah, aici era. Uh, vă am arătat ceva ce Gravity Wall-ul. Ca să nu mai întrebe nimeni Hai vedem, gravity controller-ul um, Stați puțin să încerc Ceva uh -huh. um, Deci, cum funcționează asta? Um, hai să zicem că te-ai încurcat, da? Stați să ieșim din raza asta Ok, deci, asta întoarce gravitatea O duce sus și ne aruncă, da? Deci, practic, noi Pe fiecare suprafață Spune așa, ok, pe suprafața asta trebuie să se întoarcă, deci trebuie să stea așa, înțelegeți? Noi întotdeauna trebuie să stăm cu picioarele pe ceva, a? nu o să stăm în aer. Și în caz că te încurci sau eu știu ce planetă ți-ai construit tu, poți să întorci gravitatea. Hai, și te duci frumușel. <laughs> ok. Um, asta una la mână, dar oricum nu poți să întorci gravitatea dacă ești aici. Deci trebuie să fi în preajma unui, um, cum se numea? Um, stați, că am uitat. Gravity core, da? Deci trebuie să fie gravity core În jurul, exemplu exemplu, aici nu pot să mă întorc de exemplu, mă duc cu un cer Cu picioarele în sus Ok uh, Hai să vedem Avem uh, Man bazooka uh, Ce face asta mai exact? Hai să arăt Nici nu știu, a zis ca un tun, da, la la circ <laughs> Când îl bagă pe unul și îl zboare, hey, așa e și asta uh, Da Hopa, nu trebuie să Zbori pe un squid. Nu poți să zbori într-o direcție, zbori doar în sus. Nu prea are legătură itemul asta cu modul, dar... Da. Bam. Înțelegeți voi. Abar n-am la ce folosit chestia asta. Mă gândesc că poate... Uite, de exemplu, hai să zicem că eu vreau să ajung pe planetă. Și na, n-am o scară sau ceva. asta aici, dai drumul, hop, și m-a băgat. Vedeți? Are și el un scop acolo anume. Bun. Hai să vedem ce mai avem noi. star controller. stai să zic mai avem ceva. Ăla la final. se adaugă... Ce naiba vrea de la mine? Se adaugă saplingurile astea și ceva mâncare, siduri, care nu am eu... Au, frate, dar de ce nu fac eu direct așa? Care nu adaugă, deci, nu adaugă nimic în plus, doar că le poți pune pe planete cu gravitație, da, am impresia. N-am idee exact ce face, vă spun din nou modul, e doar la din coreană, chineză, nu are descriere prea bună, deci nici eu n-am o idee foarte exactă asupra itemelor. Dar asta e singura explicație care pot să o dau, că pot să plantezi în uh, spate. Cred că crește în jurul Planetei care are un gravity core sau nu știu chiar, chiar nu știu. Dar noi o să o să luăm noi asta așa la mișto patul ăsta e ca să poți să pui pe orice suprafață da. Um, ok <coughs> hai să vedem. Vedem un gravity core. Uh, hai să avem și noi o planetă de-asta micuță așa să vă prezint eu cam cum stă treaba punem gravity core aici, distrugem astea că nu avem nevoie. <coughs> Cum funcționează asta mai exact? Uh, deci, aici intră în acțiune star controllerul. Ca să nu trebuiască să ai mereu un tunel creat până la uh, gravity core, uh, poți să folosești telecomanda asta, să spunem așa, care dai click dreapta cu ea pe pe Gravity Core-ul care vrei să-l uh, să-l controleze, îi adaug aici automat coordonatele 326, 85, nu știu ce, ia să vedem, Aha, da, e bine, uh, și acum pot să controlez direct cu telecomanda, da? Deci eu intru direct în asta a lui și uh, îl pot controla, da? Fără ca să mai fie nevoie să mă apropii de el sau ceva gen. Pentru că poate e sub pământ și n-am chef să sap mereu sub pământ să ajung la el. Înțelegeți voi. Acum, <coughs> îl putem acoperi. Opa, trebuie să dau cu shift-ul pe suprafețele astea. Hai, te pot să fac și așa. Nici nu știu. O să facem un pătrat, cel mai probabil. Ah. Facem noi acum un mic pătrățel, chestie. Cu niște dări de asta care tot așa e pentru la adaugă modul, nu știu exact pentru ce îl adaugă, dar îl adaugă. Probabil are legătură cu plantele, adică plantele care sunt în jurul corului ăsta, a gravity core-ului, pot să crească doar pe dărd ăsta, am impresia. Dar din nou, nu trebuie să vă faceți planeta din materialul acesta, puteți să vă faceți din ori și ce. Hai să mai băgăm noi puțin pe aici. Nu mai pătrat nu e ăsta, dar nu contează. Înțelegeți, voi ne face și noi o planetuță mică. Bă, pătrat, pătrat, ce o fi, o fi. Bun. Acum mai putem seta, îl putem seta. Hai să vedem la, nu știu, 6 6, nici eu nu stiu exact cum ar să funcționeze. Din cauza faptului că e mic. Uh, hai să vedem, trebuie mai mică asta. Ia. Prea mic. 5. <laughs> Aha. A, din cauza faptului că e mic, cad direct. Deci mă duc și cad, vedeți? Pentru că e prea mic, dar noi nu stăm să-l facem mare. Ah, nu merge. Bun. Hai să facem puțin mai mare. Bun. Am făcut puțin mai mare. Nu am făcut pe toate părțile asta nu montează zic deci dreptunghi. Ok. Vedem că acum nu mai cădem. Hai să vedem cum ne punem și noi un pat de ăsta șmecheros. A, noi suntem într-o parte, dar avem pat. A, și, wow, check your shit. Ok, stați așa că îmi dă, îmi dă durere de cap. Și putem să vedem și un copac chiar. Nu, stai, trebuie să punem pe partea asta. Așa. Hai să ne dăm niște bone. Bone mil. Și avem un copac crescut într-o parte. Uh, bă, hai să vedem, am acoperit tot ce are modul. Cam da, nu m-a arătat asta cum... Copac. O să pun asta am testat, da. Ai ca o torță, na. Da. <laughs> Mamă, cum să văd razele de lumină aici. Bun, pe păi, cam atât cu modul acesta. Este un mod tare. Eu sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc pentru că ați acordată și ne vedem data viitoare. Pa!